Peste 583 milioane de lei au fost încasate săptămâna trecută de serviciul VAMAL în bugetul de stat, ceea ce reprezintă cu 6,7% mai mult față de sarcina bugetară stabilită pentru această perioadă. De asemenea, de la începutul lunii noiembrie, serviciul VAMAL a colectat la bugetul de stat aproape 1,2 miliarde lei, fiind atestat o creștere de 45,7% față de încăsările din aceeași perioadă a anului trecut. Pe parcursul săptămânii trecute au fost perfectate peste 12.000 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit mai bine de 51.000 de traverseri. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu aproximativ 12.000 și respectiv aproape 10.000 de traverseri. La capitolul combaterea fraudelor în perioada vizată au fost constatate circa 250 de încălcări ale legislației vamale și aplicate amenzi în sumă de aproximativ 155.000 de lei. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea terminului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport cu numere străine.